Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video din Red Dead 2 alături de Arthur Morgan. Și vom merge să vedem pe Lenny. Are o misiune pentru noi, să vedem ce vom face. Arthur, da, micuțule. Nu, doar să caut aur. Out there, just waiting to be stolen. Why? Este un pachet de furan, de ce? Am ceva. Yeah, I was in Rhodes talking to some of the colored folks. They said there's a gang of fools holed up in the swamps east of here. Who think they were ascend in pădure? Yeah, apparently it's still raging in these fools' minds 30 years later. Okay. That ain't my point. These ignorant fools are weapon dealers, and in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. They have been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that, maybe a nice stash of weapons. Just a bunch of crazy stuff. Exactly. Wow. Worth taking a look at least, isn't it? That was my thinking. Said it was at some place called Shady Bend, deep in the woods. Okay. Shady Bend. Is that correct? Okay. I was hoping you'd be in. If it's how they told it, it's gonna be something, all right. Cert este cum a zis că dacă nu, o să fie foarte ușor. Calul nu față de mine este foarte mare. Da, de ce unde mergi? Come on, it's this way. Hai pe aici, hai după mine. Poate am întâlnit pe acești nebuni. Ce-ai băut prea mult, nu? De fapt, da. Dar nu așa i-am întâlnit. Că ne-am mărs să fac la evitamentul cu Sadie. Da, Sadie Adler. S-a descurcat foarte bine. Dar am o notion că aceste fellers sunt unul în același. Yeah, we won't find no shortage of angry Peckerwood idiots in the state of Lemoyne. That's for sure. Is it really that different in this state? Este chiar așa de diferit în acest stat? It seems like it is. These boys have got a manner about them. Aceste cum comportament. All respect, Mr. Morgan. You wouldn't know. Cu tot respectul meu, Arthur. They might call you a nigger lover. They see us riding like this. But most of it is a glance or a word, and after that, a visit in the night. Out west, it's out west is out west. West and you're all west. Who you are, right? Decent folks. Este. Some places down here. Dar în câteva locuri de aici. Well, no. Iar n-am apucat. This can't be so easy for you, Lenny. Poate ușor pentru tine, Lenny. Sorry you're caught up in this. Îmi pare rău că te-am adus aici. I guess their gold still shines. Aurul lor este la, strălucește la fel ca armele. So I'm game for robbing any and every one of these bastards for all they got. Jefuim pe ei. Okay then. Foarte bine. It beats being lynched back in Black. It beats being lynched back in Blackwater with all you by my side. Ah, da. Yes, it does. Feels like we're close. It's a rundown old plantation house. Down the bayou somewhere. Let's take it slow. Because if, like you say, these crazies are sitting on weapons, dacă zic că sunt nebuni și au arme în stoc, ar trebui să facem o strategie ca să evităm. Da, they said find the old battlefield. Keep on going. Yeah, I've been here before. Da, cunosc aici. I can see uite the wrecked old Civil War weaponry. Where are the wrecked old Civil War holdouts? See that church up ahead? They're supposed to use it as an outpost. Heard they got men going between here and the big house all day. Pune oameni ca să țină, okay.
Uite-te la câmpul de bătaie, imaginează-te aici. Aș prefera, nu. Așa, repede, să examinăm locul. De acord. Nu cred că este nimeni. Mai bine să ne asigurăm, să continuăm să căutăm. Hai să examinăm. Se pare că își face singur. Să îl urmărim pe linie. Ai auzit? Am auzit pe cineva pe drum. A, uite, o căruță. Hai să mergem unde merge, să-i urmărim. Să ne păstrăm distanțele. Suntem niște simpli oameni. Nu este dinamită acolo în spate? Ba, se pare. Adică cred. Cred că văd ceva în față. Ar putea să fie locul care îl căutăm. Hai să nu fim așa aproape. Uite o casă mare. Trebuie să fie șandimel. Ok, hai să ne lăsăm cale aici. Mie îmi convine. Ok, dar la câteva secunde. What the fuck. Vi? Come on. We can get a view on them from that wall up there. Make sure you bring the sharpshooter. I'll take the other side. You get in cover. Uite, să-l aștept pe Lenny. Că l-l aștept, nu prea am de mișc. You see anything? Ești ceva? Da. Și sunt... Sunt armați. Dar ca fi miliția. Ai găsit ceva? Ce vrei să zici? Putem să mergem să ne batem sau? Adică să îi mințim pe acest băieț. Doar atrage pe troți într-un loc și eu o să mă ocup ca să... Poate este cea mai prostă idee pe care am auzit-o, dar nu refuz niciodată o ocazie să joc comedie. Este mai bine, tragem în dinamită. Oh, mamă, după cât ți-am distrus aici. Să tragă, nu făcea foarte...
sunt tot aici. Repede, o fi trebuit să ne audă. Ok, hai să găsim ceva și să plecăm. Ok, aici este ceva. Aici s-ar putea. Nu da nimic. Aici ai deschide pe ăsta lat. Deci ok, trebuie să examinăm astea. I think we should search the crates often. Să ne urcăm aici să vedem ce este. Sunt niște arme noi. Le putem vinde, da? Sau le-am putea păstra? Hai să mergem. Hai să mergem, să ducem astea în câmp. La câmp. Este ok, hai să fim calmi, stai opriți-o. Cred că nu ne urmărește nimeni. Da, cred. Ai fost bun. Am reușit. I know Sean's been bringing in quite a lot lately, and I wanted to. Sean, ce foarte multe. Sean's a loudmouth brag.
foarte multe chestii în acest moment, nu e ușan, este un mare, un gros, nu știu ce. Da, și eu, bine, față de tine, nu-ți face griji, fă-ți griji pentru tine. Și nimic, tot și eu. Ei, n-am apucat, fa. O să vedem, continuă așa și lucrurile o să se schimbe pentru tine. De acord. Mulțumesc, Arthur. Timpul este prin pădure. Hai să mergem. Arthur, Lenny, coming back. Arthur și Lenny s-au reîntors. Niște ochiuri, să păstrez unul pentru mine. Mașinile cu tine sunt tot bine, știi să te bați, și tu. O să mergem când vrei. Avem o nouă armă. Ok, să mergem să vedem pe Abigail. Dacă tot suntem aici, măcar așa ne continuăm direct aventura. Salut, Arthur, ce s-a întâmplat? Jose și John te caută. Am asta nu cu alcoolul de contrabandă, și John face acum ceva pentru Dutch. Și-o zis ca să mergi în locul lui. Deci, îți place viața de justițiar. Ce fabricăm, Dutch? Se pare să ne ascundem în fiecare zi, ok. Dar, se pare că, ca să ne ascundem în pădure și atragem suspicii, dar așa nu prea. Interesant ca teorie. Ok, o să vezi. Ai încredere, Arthur. Ok, să mergem să vedem pe Hosea. Deci, cred că este cu alcoolul ăla de contrabandă ce... Mamă, dar la fix am venit copacul. Eu cred că și de mergem pe jos, nu cred că este tare departe. Nu. Salut, Arthur, ce faci? Mergem să revindem alcoolul. De ce? Dacă l-au fabricat, o să fie păcat să nu ne trage și noi un profit. Da, văd. Tu și Dutch v-ați făcut datoria recuperându-l și acum o să-mi fac eu. Mulțumesc, John. Ne vedem mai târziu. Deci, i-a dat o misiune cu Braithwaite, cu cai. Ca să livrăm acolo de contramandă, ok. Ce să facem exact? Deci mergem să vindem lor care tot l-am furat de la ei. Noi suntem niște oameni de încredere care aduce chestiile furate.
Știm că și așa o să ne prezentăm oficial. Sunt două mari plantații, okay. Dar când citesc așa nu prea ești de curent că funcul lui Grey are o relație secretă cu fata ei? Interesant. O să ne putem putem servi de ei? Nu sunt sigur. Dar cred că este bani, ne putem face bani. Bună, domnilor, cum sunteți? Ce ai acolo, un căruț? Alcool de contrabandă. O să vorbesc cu proprietarul. Proprietarul casei este o doamnă. Aș putea să am o clopuță comercială ca să-i fac. Nu vă vreau nimic. Și mă puteți omorâ dacă vreți. Ok, de acord. Este un untru. Vă avem la ochi. Am înțeles. Da, dar așa vin după noi. Ce vreți? Am găsit ceva în pădure și cred că vă interesează. Ce? Cum să cumpăr ceva ce n-am găsit? Din punctul nostru de vânzare este că v-a aparținut. Și nu vă numele tău pe el? Nu intrați în panică, nu am furat nimic. Vă propun, cu cât vindeți asta? Un dolar. Să ne dați 50 de cenți. Gândiți-vă că este ca o recompensă că l-am recuperat. Vreți ca să îi omor? Oh, de ce să vă deranjez pentru câteva sticle de alcool? Dă-i banii. Este o plăcere să fac afaceri cu tine și... Nu l-am luat, dar am avut ordine. Știu cine v-a dat ordinele. Dragul șerif Grey, știți ce? Nu vreau aceste. De fapt, păstrați-le, dar vreau să vă cer un serviciu. Un serviciu care o să vă aducă 10 dolari. Mergeți la taverna și... La taverna lui Grey și distribui gratis. Se numește un investiment publicitar. Ok, haideți și-mi ziceți cum s-a întâmplat. Ok, ai auzit. Următoarea destinație salonul din Rhodes. Să mergem. Ok, în sfârșit am putut să vând obligațiile Cornwell, am recuperat 5.000 de dolari pe ele. Oh, nu este rău deloc. Dar se pare că Cornwell dă foarte mulți bani agenților Peterson. Ca să ne urmărească pe noi. O să meargă prost. Și afacerea ce faceți voi cu Dodge și cu șeriful? Sigur că nu o să te deghizezi. Ești un frate prost. Doar par trist și nu vorbești. Nu e obligat? Ia această pipă în gură. Și puneți. Și nu vorbești. Ești prost.
Fenton, totul este bine, dar nu trebuie să le enervați. Ok, deci. Ok, Fenton, calmează-te. Fă pentru mama care te-a iubit. Just a shame you had to strangle her in a rage, right? Grab two cases of that stuff and follow me. Ok, a zis eu. Iau de aici niște alcool și să plecăm. Bună ziua, domnilor! Ce frumos oraș aveți aici! Bună, eu mă numesc Malvin. El este fratele meu Fenton, lăsați-l în pace și nu-l enervați, e prost. Omorât-o pe mama noastră, dar nu-i vina lui. Adică... Pus, adică e tine la care are probleme cu capul, cum ar veni, un fel de handicapat. Ok, și nu mă apucă să citesc, nu știu. Hai, vă dau un dolar și ne lăsați o jumătate de oră. Ce riscat? Du-te și profitați de bani. Hai, Fenton. Să distribuim licoarea noastră. Domnilor, numele meu e Malvin și el este fratele meu Fenton. Este un pic ciudat, dar servește băutura ca nimeni altul. Pentru următoarele 10 minute, toate belele din acest bar sunt gratuite. Singura regulă este să profitați la maxim. Du-te, Fenton, să vă servească. Și încă o chestie, nu-l enervați. Mama noastră a făcut această eroare și nu mai este pe lumea asta. Domnul vreau să fii fericit. Ești un om bun, Fenton. Mamă, se distrează băieții. Arthur Barman. Ești copiii de câine care ne-a furat alcoolul, dar este alcoolul nostru. Let's go. Oh.
Hai, Fenton. M-am zis de-ar turba Fenton. Trebuie să te decizi o dată. Nu să ne scot de aici. Să mâncăm aici un pic de vin asta ca să avem viața maximă. Carabina aia Winchester. Nu ca la parte, ca sunt de bine acolo. Asta zic cum a pe tren. Vezi, nu, nu cred. Tot atâta sânge pentru câteva sticle? A, eu cred că mai mult că nu vreau altă bandă în zonă. Hai să mergem de pe drum. Ok, totul este bine, da? Anunță-mă ca să nu mă mai pui în asta, cum mi-ai zis ce publicitate. Ok, nu cred. Poate, este un loc ciudat. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. Se pare că nu le prea place concurența. We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Cufărul nostru începe să se umple din nou. Dar încă ne mai trebuie mai mulți bani. Pentru un moment, o să mă duc să-i dau bătrânii Bitter un pic de alcool. Ok, desigur. Foarte bună prestație și o să faci un excelent actor. O să mă să vorbesc cu Dodge. Deci, ce crezi? Despre ce? Despre vecinii noștri? Exact. De o parte e familia Grey, tineriți, beții, reprezentați ai legii și bogați. Și de cealaltă parte, dușmanii lor jurați, britanii, traficanți de alcool, iprocriți, și au foarte mult aur. Și la mijloc de toate astea este Romeo și Julieta. Exact cum am zis eu. Și ce credeți despre asta? Eu cred că o să putem jefui pe amândoi. Sunteți siguri? De ce nu? Fiindcă suntem reprezentați, n-am apucat. Nu trebuie să ne facem, dar avem nevoie de bani și când avem ocazia, trebuie să facem ceva mare. Oricum, cretinii ăștia o să se omoare între ei. O să ia umăr să o vadă, ok, pe Brittany și a trebuit să mergi tu. L-am trimis pe John, da, și pe Shin. Urmei să-i ajut pe Somei, pe John și pe Javier ceva cu cai. Șeriful lui este foarte bun. Trebuie să o convinge pe fiecare că suntem de câmpul lor
Și apoi îi jefuim. Când o să vadă că am fost noi și nu rivalii lor, o să fim deja departe. Este... Așa o să-mi răzbun eu tatăl. Nu mă interesează. Dar o chestie care s-a întâmplat de foarte mult timp trebuie ca să plătească o zi sau alta. Acum te las, Arthur. Am o scrisoare de scris. Ok, sper că este interesant. Și ne vom opri aici pentru acest episod și ca de obicei nu uitați, dacă vă place, să vă abonați și să dați un share. Ciao, ciao.